Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a dispus luarea mai multor măsuri imediate în sensul identificării, prevenirii și limitării efectelor negative ale oricăror situații de urgență. Măsurile au fost luate în urma unei videoconferințe la care a participat Nicolae Ciucă, prim-ministru interimar. Pentru evitarea situațiilor de risc în sezonul rece 2020-2021, prefectul județului a solicitat tuturor primăriilor punerea în aplicare a următoarelor măsuri: instruirea personalului propriu și asigurarea serviciului de permanență la sediile primăriilor pe timpul avertizărilor privind fenomene meteorologice periculoase, verificarea funcționalității utilajelor și a stocurilor de materiale necesare acțiunilor de dezăpezire și luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea circulației pe drumurile publice, verificarea și actualizarea contractelor cu operatori de profil pentru asigurarea acțiunii de dezăpezire, identificarea spațiilor în care poate fi asigurată relocarea temporară, cazarea și hrănirea persoanelor surprinse în trafic de fenomene meteorologice periculoase, monitorizarea cazurilor sociale din mediul rural și asigurarea condiției minime de protecție a persoanelor aflate în dificultate, asigurarea condițiilor necesare pentru distribuirea către populația sinistrată a mijloacelor de strictă necesitate, asigurarea mijloacelor pentru realizarea înștiințării și alarmării populației din zonele de risc, monitorizarea evoluției fenomenelor meteorologice periculoase pentru a interveni în timp util la apariția unei situații de urgență, acordarea de sprijin cetățenilor din zonele afectate de viscol și de căderi masive de zăpadă, evidența persoanelor vulnerabile, vârstnice, cu dizabilități, gravide la termen sau cu afecțiuni medicale grave care locuiesc singure, monitorizarea căilor de circulație și a infrastructurii critice de la nivel local și a dinamicii formațiunilor de gheață pe cursurile de apă.